Problema lucrărilor de construcție a unui gard la hotarul administrativ dintre localitatea Varnița și municipiul Tighina ar pune în pericol asigurarea securității în zonă, o spune vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean. Oficialul susține că Tiraspolul sabotează libera circulație a cetățenilor. Chișinăul cere explicații Rusiei, dar și o reacție a misiunii OSCE. Ceea ce se întâmplă în momentul de față la Bender pune sub semnul întrebării întregul mecanism de asigurare a stabilității în zona de securitate. Acordul din 1992, de fapt, este pus sub semnul întrebării și dăm acest semnal tuturor partenerilor implicați în procesul de dialog, dar întâi de toate Tiraspolului, pentru că este o acțiune negândită prin aceste acțiuni de sabotare a procesului de liberă circulație în zona de securitate. Tiraspolul, de fapt, pune sub semnul întrebării viabilitatea acestuia. Chișinăul așteaptă și o reacție a părții ruse, dar și din partea partenerilor implicați în procesul de negocieri, inclusiv din partea misiunii OSCE. Așteptăm explicații, repet, nu doar din partea Tiraspolului, pentru că Rusia a fost cea care a semnat în 1992 acordul de încetare a focului și foarte multe lucruri decurg din acordul respectiv. Prezența așa zișilor grăniceri în zona respectivă este una ilegală. Recent, jurnaliștii de la zona de securitate, oficiul avocatului poporului din Varnița, precum și localnici din zonă, au sesizat problema începerii construcției unui gard în regiunea străzii Mațnev, care s-ar afla la hotarul administrativ dintre Varnița, localitate sub jurisdicția Chișinăului, și Tighina, controlată de regimul de la Tiraspol. În context, Promolex a cerut autorităților constituționale să sancționeze persoanele ce tensionează situația din regiune. Subiectul a fost abordat și la Comisia Unificată de Control. Reprezentanții regiunii transnistrene au refuzat să ofere explicații pe marginea lucrărilor neautorizate, iar delegația Chișinăului a calificat acțiunile drept provocatoare, neîntemeiate și inadmisibile.